la evenimentul special de lansare a unui volum de suflet, Sebeșul și Marea Unire, Memorii, Acte și Documente. Îmi revine bucuria și plăcerea ca astăzi să moderez acest eveniment special pentru Sebeș și aș începe cu a prezenta prezidiul și în primul rând vreau să-l prezint pe domnul profesor Ionel Cucoană, directorul Colegiului Lucian Blaga. Vă identificați cu această instituție încât îmi permit să nu greșesc acest lucru. Este un exemplu de profesionalism pentru noi toți și mulțumim că astăzi este alături de noi. Domnia sa va prezenta acest volum. Apoi, domnul Răzvan Mihai Neagu, profesor doctor la Colegiul Tehnic Turda, care a ales astăzi să fie alături de noi, aici, la muzeu, la umbra unui, unui pop atât de generos cu noi, care ne permite să avem evenimente atât de speciale. De asemenea, Claudia Fechete Bucur, studentă în anul 3 la Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și Gabriela Margareta Nisipianu, care este alături de mine și care este un oaspete al Sebeșului de mai mult timp. Aș vrea să spun că m-am întâlnit cu ea pentru prima dată în anul 2014 și, bineînțeles, protagonistul principal al acestei acțiuni este vorba de Mihai Octavian Broz. Se spune că nimic mai important și mai absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie din Cluj-Napoca, de altfel primul student din istoria facultății care a reușit să publice o carte și de atunci nu s-a mai oprit și, după cum știu, cred că va continua cu tot mai multă tenacitate pentru că are foarte multe lucruri de spus. Este nu doar un istoric, este un profesionist în ceea ce privește cercetarea istorică și de la care fiecare dintre noi care încă mai încercăm să cochetăm cu cercetarea istorică sau cu scrisul istoric, avem foarte multe de învățat. Sigur că acest volum nu este o surpriză pentru noi, el este o continuare a unei activități de cercetare în ce privește istoria locală și problematica primului război mondial. De altfel, dragii mei, vreau să vă spun că a începe să scrieți despre primul război mondial este ca și cum ați deschide cutia Pandorei. Aveți foarte multe lucruri de spus în continuare, deci este un subiect, după părerea mea, inepuizabil. Sigur că eu mă opresc aici și cred că cel mai bine este să dau cuvântul domnului profesor Ionel Cârcoană și apoi a celor care s-au implicat în apariția acestui volum. Dar nu înainte să spun că a fost posibilă această publicație datorită Consiliului Local și Primăriei Municipiului Sebeș și că face parte din programul anual de acordare a
resurselor financiare nerambursabile, alegit pe legea 350, deci fondurile nerambursabile care se acordă pe baza unor proiecte în fiecare an de către primăria și Consiliul Local. Mulțumesc foarte mult lui Rodica pentru prezentarea făcută și în ceea ce mă privește pe mine, pe subsemnatul, elogiile care sunt aduse nu sună totdeauna prea bine. Știm ce au pățit, care au fost foarte mult elogiați. Ce se întâmplă cu ei. Probabil că a fost bine, că te-am oprit la timp ca să nu pățim alte chestiuni de altă natură. Îmi revine plăcerea ca să prezint această lucrare a lui Mihai Octavian Groza și care, așa cum spunea și Rodica, este modest și pasionat de istorie. Spuneau că tinerețea și dragostea de profesie a unui grup de istorici în frunte cu Mihai Octavian Groza, Iuliu Marius Moraru, Gabriela Nisipeanu și Claudia Fechete, în elaborarea unei lucrări, Sebeșul și Marea Unire, care vine să amintească că la 1918 voința poporului a dus la înfăptuirea unui vis a românilor, Marea Unire. Cercetătorii amintiți s-au aplecat asupra istoriei locale a evenimentelor care au precedat actul de la 1 decembrie 1918, punând în evidență contribuția unor personalități locale care, prin viziunea lor asupra acestui măreț eveniment, au reușit să antreneze întreaga populație care, conștientizată, nu a mai putut să fie stabilită. Marea Unire nu ne-a fost dată de nimeni, de nicio putere. A fost făcută de către români într-un elan alimentat de patriotism, de conștiință națională, coagulată în secole de asuprire, umilințe, necaz și lupte. Aceste idei transpar din fiecare filă a acestei lucrări. Lucian Blaga, prezent în lucrarea cu cronii, în lucrare cu cronicului și cântecul cristelor, martor al evenimentului, spune, citesc, că a răbunit o ură ținută sub pragul cugetului. Reținez, o ură ținută sub pragul cugetului 700 de ani. Ca să revină la o altă pagină și să spună, alipirea Transilvaniei la patria mamă n-a fost nevoie de o deosebită pregătire a opiniei publice. Pregătirea se făcuse vreme de sute de ani. Era o chestiune pe care și-a dorit-o poporul român. La adunarea de la Alba Iulia, unde a fost prezent, spune și citez, în ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național, sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv. Era ceva ce te face să uiți totul. Faceți dumneavoastră o comparație, pentru că o aveți la îndemână, de cohortă de politicieni, la ora actuală, care sunt mânați de un entuziasm național sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv, încât să ne facă să uităm totul. Nu putem. Nu putem. Asta se întâmplă. Nici că se putea, când în noapte, în mod neașteptat, s-a auzit un strigă de copil în Lancra. Trăiască România dodoloață. În limbajul lâncrăjenilor, dodoloț înseamnă ceva rotund. Într-adevăr, România s-a rotunjit în acel moment. Pentru că se năștea un stat național. Un stat național.
Cel mai complex și complet corp memorialistic este cel semnat de capitanul Ilie Stricatu, pe cărările destinului, romanul unei vieți trăite. Memoriile, peripețiile lui Ilie Stricatu, absolvent de Institut Teologico-Pedagogic din Sibiu, înrolat în armata austro-ungară, cum se practica atunci, pe front în Galiția, dezertor, trecerea graniței fraudulos în regatul României, cum au practicat-o mulți, înrolarea în armata română și participarea la operațiunile armatei române din Transilvania, căzut în captivitate, prizonier, eliberat, se întoarce acasă la 1 decembrie 1918. Cine este capabil de un astfel de sacrificiu? În primul său concediu, nu a participat la 1 decembrie la Alba Iulia, dar ne oferă date primite de la rude și cunoscuți, cu detalii extrem de interesante, privind înființarea organismelor naționale românești, dezarmarea unităților germane, aflate în retragere, și organizarea populației. La toate aceste întâmplări se adaugă, nici că se putea, și o poveste romantică de dragoste cu viitoarea sa soție. Viața capitanului Ilie Stricatu este demnă de un scenariu de film. L-am cunoscut personal și eu pe domnul Ilie Stricatu și pe iubita lui soție, doamna Firuca, care au fost obligați de regimul comunist să se mute într-o casă dărăpânată pe strada mea, fapt ce face să-mi stăruie în minte zicerea: recunoștința este o floare fantastic de rară. Am în vedere că în proclamația nației la intrarea în primul război se zicea, citez din proclamație: de-a lungul veacurilor, un neam întreg vă va binecuvânta și vă va slăvi. Un neam întreg vă va binecuvânta și vă va slăvi. Și ca Ilie Stricatu au murit mulți neajutați și neștiuți de nimeni. Așa am reușit să-i ajutăm. N-am fost în stare. Memorialistica Marelui Război este întregită și de preotul cărturar Sebastian Stanca, în amintirile unui cleric exilat 1916-1917. Preot fiind, dar toți preoții, și-a sublinia, s-au situat în fruntea intelectualității preoții în înfăptuirea acestui act, au ținut vie flacăra focului credinței naționale a poporului român. Împreună cu alți preoți și intelectuali de Sfântă Mărie Mare în 1916, au fost arestați și deportați în vestul Ungariei în vederea instituirii, și o pun în ghilimele, a unei granițe culturale de-a lungul arcului carpatic de către autoritățile austro-ungare. Interesantă atitudine care au avut-o atunci și interesante și atitudinile care mai răbunesc și la ora actuală. Credința în Dumnezeu și în destinul neamului românesc i-a îmbărbătat, astfel că jertfa lor a izbândit la 1 decembrie. Amintirile din perioada primului război mondial și din cea premergătoare actului de la 1 decembrie 1918 ale lui Dorin Pavel le întâlnim de asemenea în această lucrare. Acum își formează primele concepții social-politice. Dați-vă seama că avea o vârstă extraordinar de înaintată. De tânăr, ca elev de liceu. Și spune, citez: Austro-Ungaria n-a mai rezistat de gringolade în care ajunsese. Lipsa libertăților fundamentale
l-a dus în pragul prăbușirii, iar inegalitatea națională și socială a provocat sfârșitul Imperiului. Deci nu poate să existe nimic ca veșnic. Mi-aduc aminte, referitor la asta, la profesorul meu, care este amintit și el în lucrarea respectivă, Dede Roșca, în relații foarte bune cu Lucian Blaga, și care spunea că întotdeauna când se vorbește de veșnicie, și ne-a zis, apropo, trăiască în veci prietenia româno-sovietică, ceva este putred și se va întâmpla. Tot așa s-a întâmplat și cu Imperiul Austro-Ungar. Niciun imperiu, ne pot confirma istoricii de față, n-a putut să reziste. I-a rămas pentru toată viața imaginea Albei Iulia lui Dorin Pavel. De la 1 decembrie, dar mai cu seamă, emoția entuziasmului oamenilor prezenți să înfăptuiască acel vis românesc. Demne de citit și luat în seamă sunt însemnările locotenent colonelului Ioan Guță de pe frontul italian, unde au luptat soldați din Transilvania și Banat. El mai are încă rude Guțea aici în Sebeș și se trage de pe Suseni, chiar din capul susenilor de pe dreapta. Da. Are doi nepoți, care unul este inginer, altul este medic la Spitalul Militar la Sibiu. Fiecare din cele prezentate ne dau câte o imagine a ceea ce înseamnă primul război mondial. Căderea Imperiului Austro-Ungar și mărețul act la 1 decembrie 1918. Lucrarea este întregită și susținută de 45 de documente ale Consiliului Național Român din Sebeș și de 7 documente cu adeziuni, hotărâri, credenționale ale locuitorilor Sebeșului la Marea Unire. Toate exprimă fără tăgadă dorința de unire. Sebeșul, după recensământ, ce era în perioada respectivă, avea 8.000 și ceva de locuitori, din care vreo 4.000 și aproape jumătate erau români, vreo 2.400 erau sași, vreo 600 erau maghiari și vreo 400 și ceva erau țigani. În credenționalele respective, și care sunt date aici, cei care au semnat sunt 2.400 și ceva de oameni. Interesant, interesant, dacă citiți, să vedeți că îi regăsiți pe foarte mulți de pe străzile dumneavoastră. Sunt familii întregi care sunt trecute și care au voit să se realizeze această unire. Nu fac referiri la alte naționalități, că nu le-am regăsit între numele în cauză. Au semnat și împuternicii delegați sebeșeni la Marea Unire, cum spuneam, 2422 de oameni. De altfel, delegația de la Sebeș a fost cea mai mare după cea de la Săliște. Spune că nu se mai terminau Sebeși împodobite, oameni împodobite, oameni pline și care s-au îndreptat spre Alba Iulia. Iar la Alba Iulia, acolo unde la mai multe tribune se țineau cuvântări, oratori, era un entuziasm extraordinar, ieșit din comun. Unele din documentele amintite sunt de o frumusețe extraordinară și de un crez în puterea neamului românesc de ar trebui actualii noștri oameni politici să jure pe ele atunci când sunt investiți. Sună extraordinar, extraordinar doar. Lucrarea este întocmită după toate regulile academice și susținute prin documente pentru toate amănuntele prezentate. Deci nu sunt povești.
fiecare afirmație care este făcută în această lucrare îți face și o trimitere la subsol și spune documentul din care a fost preluată. Dovadă de o acuratețe intelectuală deosebită. Da, mă tot gândesc, nu știu dacă mi-ai groază, aș va putea lua doctoratul având în vedere această exigență intelectuală, având în vedere cu doctoratele ce s-a întâmplat în ultima vreme. Nu știu dacă... S-a speriat. O astfel de seriozitate poate să ducă la ceva. Nu urmează trendul. Da. Îmi permis să-i felicit pe tinerii istorici care au elaborat această lucrare, iar pe dumneavoastră să vă îndemn la lectura ei și să-mi cer scuze dacă v-am reținut un timp mai lung. M-am simțit onorat să fac această prezentare și totodată să fac acest îndemn la lectură. Se citește foarte ușor și te împinge de la o pagină la alta, pentru că în continuu găsești nume și oameni din Sebeș despre care ați auzit de la părinții dumneavoastră, de la moșii dumneavoastră. Este o plăcere deosebită. Și să scoți astfel de elemente de istorie locală, iarăși este o chestiune deosebită, deosebită. Adică să credem în puterea consătenilor noștri, a oamenilor, în judecata lor corectă. Indiferent de ce profesiune sunt respectivi. Câteodată au avut mintea mai limpede decât mulți alții. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule profesor, pentru această prezentare, vreau să spun că pentru câteva momente, acum, istoria măruntă, istoria mică a Sebeșului devine istorie mare, devine istorie națională. Este parte a istoriei naționale și prin acest volum, grupul de istorici care au muncit pentru el a reușit să facă acest lucru. Și le mulțumim. Dau cuvântul în continuare domnului profesor doctor Răzvan Mihai Neagu de la Turda. Îi mulțumim încă o dată pentru prezență și îl invităm să prezinte cartea din perspectiva istoricului profesionist. Eu vă mulțumesc. În primul rând dați-mi voie să vă salut, preacucernice părinte, doamnelor și domnilor, onorat public, drag prezidiu. Îmi pare foarte bine că astăzi Mihai a dorit să mă invite să prezint această carte. Îi mulțumesc pentru aceasta, mă simt onorat și bucuros să pot să o fac, mai ales pentru că vin oarecum din afară. Nu sunt sebeșan, nu am practic nicio legătură cu acest oraș, decât faptul că am foarte buni prieteni aici și aș numi în primul rând pe Mihai, dar și pe colegii de la Muzeul de Istorie din Sebeș, cu care am o relație deosebită. Așadar, ne aflăm astăzi aici să lansăm și să prezentăm o carte care, după părerea mea, este o carte eveniment. Și de ce spun asta? S-a amintit astăzi aici despre istoria locală, care zic eu că nu este nici de cum măruntă. Este o istorie care, practic, vine să completeze și să argumenteze faptul că Marea Unire a avut un ecou în toată Transilvania, din cele mai mici și izolate sate până în, iată, un oraș cum era și este astăzi Sebeșul. Bineînțeles că unirea oamenii au făcut-o, dar această unire nu a venit ca ceva neașteptat, ca ceva picat din cer, ca ceva nefiresc și ca ceva nepotrivit. Pentru că această unire a fost pregătită de foarte mult timp, așa cum bine amintea aici domnul profesor.
A sublinia mai ales faptul că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea este practic momentul decisiv în care s-a coagulat și s-a cristalizat această idee, venită și ea pe o bază mai veche, pentru că să nu uităm faptul că la Braj, în mai 1848, pe Câmpia Libertății s-a strigat: noi vrem să ne unim cu țara. Aceste vorbe, practic cu valoare de program sau cu valoare de testament, dacă vrem să răspundem așa, s-au împlinit în 1918, la Alba Iulia. Așadar, spuneam de a doua jumătate a secolului al XIX-lea că a fost o perioadă extrem de importantă în evoluția ideii de unire și a ceea ce a însemnat ulterior momentul unirii. Și de ce spun asta? Pentru că în această perioadă s-au cristalizat două componente esențiale care au dus la Marea Unire, și anume intelectualitatea românească din Transilvania, care deja după 1850 pătrunde în marile universități din Europa, să nu uităm pe bursierii de la Viena, pe bursierii de la Budapesta, să nu uităm pe cei care au studiat la Roma, care tot și-au propus, în primul rând, să slujească interesului național. Această elită intelectuală românească care s-a format atunci a avut două mari componente. O componentă laică sau juridică mai ales și o componentă ecleziastică. Preoții celor două confesiuni românești din Transilvania, greco-catolici și ortodoxi, care au jucat un rol esențial și determinant în Marea Unire. Practic ei au făcut legătura între centru și comunitățile locale. Și bineînțeles că nu trebuie ignorat din vedere un al doilea element esențial, anume asociaționismul românesc, care începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a manifestat profund și prenal în toată Transilvania. Peste tot existau filiare ale ASTREI, cea mai importantă reuniune intelectuală românească din Transilvania, mi-aș permite să îi spun o adevărată academie națională, unde erau grupați marile minți luminate ale românilor din Transilvania, și să nu uităm micile reuniuni locale, cum ar fi reuniunile de lectură, reuniunile de femei, reuniunile pentru fond de teatru, un rol extrem de important în promovarea interesului național. Toate acestea, în contextul a ceea ce s-a întâmplat în timpul primului război mondial, a dus la ceea ce cunoaștem noi sub numele de Marea Unire. Da. Suntem într-un moment, se spune, oarecum festiv. Și mi-aș permite să vă spun în fața ochilor și niște gânduri personale. Am sărbătorit cu toți anul trecut, cu siguranță toți cei care suntem aici, centenarul Marii Unii. L-am sărbătorit destul de bine în comunitățile noastre. S-a făcut la Sebe, s-a făcut și la mine la Turda, s-a făcut și în altă parte. Dar vin și întreb, ce s-a făcut la nivel național? Practic nimic. S-a făcut ceva, eu n-am văzut nimic. Decât un singur lucru. Singura chestiune care s-a făcut vizibilă, chestiune trainică, chestiune care va rămâne peste generații, a făcut-o biserica. Anume, este vorba despre Catedrala Mântuirii Neamului. Altceva? Avem altceva? Nu cred. Iată cum, practic, noi românii am ratat, zic eu, acest centenar la nivel național. Vorbim. Pentru că, practic, nu am știut să precizăm și să valorizăm un moment de o importanță deosebită pentru poporul român. Ne-am compăcut, ca de obicei, așa cum bine spunea și domnul profesor, în dispute politice, sterile, care, practic, nu au dus la nimic. Așadar, dacă atunci, la 1918, se vorbea despre unire, se vorbea despre a fi împreună, se vorbea despre ceea ce o să facem după, toți factorii politici, toți factorii bisericești, toate asociațiile care erau atunci, iată că la 100 de ani de la acest moment suntem extrem de dezbinați și practic nu mai știm să apreciem ceea ce au făcut înaintașii noștri. Așadar, dacă vorbim despre această carte, ea are 373 de pagini, vă mărturisesc că am citit-o, am parcurs-o toată, chiar și partea de documente. Vreau să spun că pentru mine nu este o noutate absolută, în sensul că îi cunosc lui Mihai toate preocupările pe care le-a avut în acest domeniu și, bineînțeles, are celor cu care a colaborat în elaborarea cărții.
Ea, practic, începe cu două studii introductive, anume Marele Război în memorialistica românilor din Sebeș și Reflecții istorice privind contribuția orașului Sebeș la realizarea Marii Uniri. Avem o parte de memorialistică foarte consistentă și foarte bine, foarte bine gândită și pusă la începutul lucrării, în care sunt, practic, notele personale ale celor renali. Le-au trăit, cum spune românul, dacă îmi dați voie să vorbesc așa, pe propria piere. Pentru că pentru românii din Transilvania, din Bucovina și din Basarabia, trebuie să precizăm apăsat că primul război mondial s-a întins pe toată durata lui, respectiv din 1914 până în 1918, spre deosebire de frații noștri de dincolo de Carpați, care au intrat în război abia în anul 1916. Și atunci, dacă citim foarte bine memoriile care s-au scris de către participanți și documentele care s-au păstrat din acea perioadă, ei au făcut o alegere, au făcut o opțiune, pentru că intrarea în război a României era oarecum un balans. Spre ce ne îndreptăm? Vrem Basarabia, asta înseamnă împotriva Antantei, sau vrem Transilvania, adică trebuie să luptăm împotriva Austro-Ungariei. Bineînțeles că până la urmă opțiunea a fost pentru Transilvania, dar în contextul a ceea ce s-a întâmplat atunci, Marea Unire a putut să fie un eveniment și un fenomen de prim. Revenind la carte, după această parte de memorialistică, urmează o extrem de importantă parte documentară, care practic pornește din anul 1918, deci de la începutul mișcării, și până la dizolvarea Consiliului Național Român din Sebeș în anul 1919. Ce aflăm dacă citim această carte? Mi-am pus această întrebare. Vreau să vă spun că am constatat faptul că și la Sebeș lucrurile s-au întâmplat aproape cum s-au întâmplat în toate celelalte orașe mari sau medii ale Transilvaniei. Și mă refer aici în primul rând la faptul că instituția care a coordonat și a organizat mișcarea de unire la Sebeș a fost Consiliul Național Român din localitate, care s-a creat la 3 noiembrie 1918 și care a fost condus de protopopul greco-catolic Ioan Simu. Situația este identică cu ceea ce s-a întâmplat la Alba Iuria, cu ceea ce s-a întâmplat la Braș, cu ceea ce s-a întâmplat la Turda, la Sibiu și așa mai departe. Foarte important de spus este că un moment important din evoluția acestei uniri și a mișcării care a dat naștere Marii Uniri a fost acele adunări electorale, în cadrul cărora, practic, românii nu și-au impus atenție foarte mare la cei care vorbesc astăzi tot felul de lucruri, am citit niște monstruozități. Românii nu și-au impus delegații la Marea Unire, românii au votat în mod democratic în fiecare adunare electorală și nu numai că i-au votat, au și primit documente, adică credenționare cu care să se ducă la Alba Iuria. Așadar, un moment foarte important pentru Sebeș a fost la 24 noiembrie 1918, când au avut loc alegerile în cadrul cercului electoral Sebeș pentru trimiterea de delegați la Alba Iuria și văzând lista, pur și simplu am rămas impresionat pentru că pe ea sunt doar personalități. Și mă refer aici, în primul rând, la Ionel Braga, fratele lui Lucian Braga, la medicul Ioan Erecheș, cu o mențiune specială, este originar din județul meu, din județul Turda, marele preot ortodox Sebastian Stanca, care știm ce carieră impresionantă a avut, după care urmează Nicolae Chirca, care era un proprietar, și Ioan Hanegariu din Rancăm. Toți aceștia au primit credenționare și au fost aleși să reprezinte comunitatea din Sebeș la Marea Unire. Revenind la carte, îmi place foarte mult, am remarcat acribia de care au dat dovadă autorii în alcătuirea aparatului critic, un aparat critic foarte, foarte bine întocmit, care pe mine personal mă bucură foarte tare. Cartea este întregită ca valoare de cele 5 rezumate care sunt în limbile de circulație internațională sau de circulație locală din această zonă, engleză, franceză, germană, italiană și maghiară, de o bibliografie extrem de riguros alcătuită și, bineînțeles, de un indice. Aș vrea să vă mai spun ceva, după care o să închei. Vreau să
împărtășesc și oarecum o experiență personală și o durere a mea, dacă i-aș putea spune, este faptul că noi românii, din păcate, cercetând Marea Unire, ignorăm să ne uităm și în ceea ce au scris ceilalți. Foarte recent am citit niște ziare maghiare din acea epocă, referitor, bineînțeles, la ceea ce s-a întâmplat în orașul meu, Raturda, și vreau să vă spun că am găsit niște chestiuni care m-au frapat total. Spre exemplu, la mine în Turda, Consiliul Național nu a fost prima dată împărțit pe etnii. A fost un Consiliu Național al orașului Turda, în care intrau maghiarii, intrau românii, intrau germanii, intrau armenii, intrau evrei. Deci, iată cum s-au întâmplat lucrurile. Pentru că e ușor să citim documentele noastre în limba română, e ușor să scriem de ceea ce s-a publicat în limba română, dar ignorăm ceea ce și au scris și alții. Sau alte chestiuni. O colaborare extrem de bună în ceea ce privește relațiile personale între români și maghiari. Pe noi ne-a învățat lumea că la 1918 și în istorie și așa mai departe, românii s-au bătut cu maghiarii s-au bătut cu românii. Bineînțeles, au fost și momente de genul ăsta, dar trebuie să știm istoria adevărată. Deci, iată cum trebuie să ne uităm puțin și la ceea ce au scris alții. Pentru că se întâmplă uneori să dăm peste lucruri de genul că să citim la un tom destul de masiv scos de Academia din Budapesta că Marea Unire aici s-a făcut prin presiunea armatei române și armata română a intrat și a făcut și a unit transformarea. Nimic mai fals. Armata română, dacă a făcut ceva, a făcut doar să apere Marea Unire, nu să o înfăptuiască în mod fizic, pentru că dacă ne uităm pe harta operațiunilor militare, la 2 decembrie 1918, armata română era abia la Târgu Mureș. Ori știm cu toții cum se călătorea atunci. Deci, iată cum o afirmație poate fi demontată doar prin simplu faptul că cunoști istoria cea adevărată. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Îi felicit pe toți cei care au contribuit la apariția acestei cărți, cu o notă aparte pentru prietenul meu, Mihai, care știu cât a lucrat la ea, îmi povestea ce muncă a fost la această carte, și bineînțeles să-i felicit și pe sponsorii care au făcut posibilă apariția acestei cărți în contextul în care știm cu toții astăzi că domeniul cultură este undeva în josul paginii. Vă mulțumesc! Fericire, noi la Sever suntem privilegiați și avem sprijinul Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Sebeș, în așa fel încât valorile să fie prețuite. Am să dau cuvântul în continuare lui Mihai. Am întrebat-o și a fost de acord ca să vorbești tu în numele celor care au realizat acest volum. Și, încă o dată, vreau să-i spun că munca lui este extrem de importantă pentru orașul Sebeș, pentru centrul cultural și, bineînțeles, că așteptăm ca pe viitor să dea rezultate și mai mari. Bineînțeles că așteptăm momentul în care îți vei susține teza de doctorat și cu siguranță noi și mulți alții vom fi alături de tine. Da. Mulțumesc, mătușa! Le mulțumesc prietenilor noștri pentru cuvintele frumoase adresate nouă celor care am studiat la editarea acestui volum de documente, care reunește între coperțile sale cele mai semnificative documente la contribuția orașului nostru, orașului Sebeș, la realizarea actului de la 1 decembrie 1918. S-a vorbit aici despre anul centenar, despre momentul centenarului. După părerea mea, acest concept a fost înțeles greșit, atât la nivel central, cât și la nivel local.
pentru că momentul 1 decembrie 2018 trebuia să marcheze debutul centenarului și am să vă explic de ce. La 1 decembrie s-a pus o pietricică. Puțin omit faptul că anul 1919 a fost anul unirii de după unire. Provinciile, toate provinciile alipite României pe parcursul anului 1918, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banatul și Crișana, erau pe punctul de a fi pierdute pe parcursul anului 1919. Basarabia era, unirea Basarabiei era contestată de fratele nostru mai mare de la Răsărit, de Rusia. Maramureșul istoric era de revendicat de alți frați de ai noștri, de Cehoslovacia, Banatul era pe punctul de a fi ocupat de trupele sârbești, nu mai spun de Transilvania, când vara anului 1919 pe Tisa încă se murea cu arma în mână pentru apărarea actului de la 1 decembrie 1918. Din acest punct, din această perspectivă, spun că în momentul 1 decembrie 2018 ar fi trebuit să marcheze doar începutul centenarului, care continuă și pe parcursul anilor viitori. Cum am spus, în 1919 noi încă ne apăram unirea, a urmat apoi lupta dusă de marii noștri bărbați politici, de Ionel Brătianu, de Alexandru Vaida Voievod, de Regina Maria, pe cale diplomatică la Paris sau în alte state ale Europei și ale lumii pentru recunoașterea internațională a unirii și cred că centenarul ar trebui să se încheie cu momentul octombrie 1922, respectiv octombrie 2022, când vom celebra 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria ca regi ai României Mari. Deci centenarul este în plin decurs, în plină desfășurare, să-i spunem. Noi am înțeles pe deplin acest moment, dovadă că am continuat preocupările noastre privind celebrarea centenarului Marii Uniri. Volumul de față se înscrie în cadrul acestui program pe care noi l-am gândit și se înscrie în continuarea volumelor pe care le-am elaborat și lansat pe parcursul anului 2018. Și aici mă refer la volumul Marele Război Memorialistic a Românilor din Sebeș, pe care l-am lansat anul trecut, tot cu ocazia zilelor municipiului Sebeș, la dicționarul celor 100 de personalități locale, la revista Astra Sabesiensis, care și-a dedicat încă un număr Primului Război Mondial și Marii Uniri anul trecut și sperăm că vom continua în aceeași manieră, la acest volum care astăzi îl prezentăm și la un nou volum care tocmai a ieșit din tipar, dedicat acelei expoziții pe care am găzduit-o anul trecut la Sebeș, Hora Centenar. De fapt, un album fotografic care să ne reamintească peste ani de expoziția pe care am avut prilejul să o găzduim o săptămână la Sebeș. Acum, revenind la acest volum este rodul unei colaborări frumoase pe care o desfășor de câțiva ani cu mai tinerii mei colegi, Iuliu Marius Morariu, Popa Maxim, așa cum îl știm noi, Claudia Fechete, actualmente Claudia Bucur, pentru că în momentul în care noi am cerut ISBN-ul, ea era Claudia Fechete, între timp s-a căsătorit și a devenit Claudia Bucur, și Gabriela Margareta Nisipeanu. Din păcate, părintele Maxim, în prezent, la ora actuală, călătorește spre Bavaria, unde participă la o școală de vară, iar colega noastră, Gabriela Margareta Nisipeanu, a fost reținută de treburile de la școala doctorală din București și nu a putut fi prezentă alături de mine, dar este prezentă Claudia, care văd că refuză să ne transmită câteva gânduri. Vreau să vă spun că colega noastră, Claudia, este una dintre studentele eminente ale Facultății de Istorie și Filozofie din Cluj, deși este doar în anul 3, a înregistrat până la ora actuală rezultate remarcabile. Colegii mei, asistenți, lectori, de la Cluj, care au avut ocazia să lucreze cu ea la seminarii, mi-au spus că este o persoană extrem de bine pregătită, deși este foarte, foarte modestă și văd că stă retras în colțul ei și astăzi. Vreau să vă spun că de Claudia mă leagă mari speranțe, pentru că nădăjduiesc că ea va reuși acolo unde eu n-am reușit până la ora actuală și cei care mă cunosc înțeleg de ce am spus acest lucru, dar dacă mă gândesc la Blaga, care a așteptat 20 de ani ca să ajungă acolo unde a ajuns în 38, cred că mai am și un pic de timp. Volumul nostru, Sebeșul și Marea Unire, Memorii, Acte și Documente, așa cum titlul deja o anunță, este structurat pe trei
dimensiuni, o dimensiune care reproduce cele mai semnificative texte memorialistice referitoare la participarea românilor din Sebeș la Primul Război Mondial, și aici mă refer la pasajele din Cronicul și Cântecul Vârstelor, la memoriile Capitanului Iestricatu, pe care le-am reeditat împreună cu aceiași colegi în 2016 și sperăm că vom reveni cu o ediție adăugită, pentru că între timp am reușit să intrăm în posesia unor copii Xerox ale manuscrisului Memoriilor din cel de-al doilea război mondial, semnate de Ilie Stricatu. Mai apoi sunt incluse memoriile preotului Sebastian Stanca, memoriile lui Dorin Pavel, nepotul de sor al lui Lucian Blaga, era fiul Letiției Blaga, căsătorită cu învățătorul Ioan Pavel, și memoriile locotenent colonelului Ioan Guția. În cea de-a doua parte am procedat la o selecție a documentelor referitoare la activitatea Consiliului Național Român din Sebeș. Nu sunt toate documentele incluse în acest volum și colegii mei de la Muzeul Municipal Ioan Raica pot confirma acest lucru, pentru că și în colecția muzeului încă se mai păstrează documente referitoare la activitatea acestui organism și, din câte știu, cei doi colegi ai mei au în plan editarea unui album dedicat activității acestuia. Iar în cea de-a treia parte am inclus documentele referitoare la adeziunea românilor din Sebeș la actul Unirii. Este vorba despre acea decizie, acea hotărâre a noastră prin care românii, cei peste 2430 de români, își așterneau semnătura pe hârtie în favoarea Unirii și credenționalele delegațiilor din Sebeș la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Vreau să vă spun că am avut 12 delegați, pentru că în prezent există o discuție legată de participarea românilor, participarea oficială a românilor la adunarea de la Alba Iulia. Am avut 12 delegați, 7 delegați de drept și 5 delegați aleși în cercul electoral Sebeșul Săsesc. 12 delegați care, oficial, care au condus delegația românilor la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Conform surselor memorialistice, ar fi fost a doua delegație ca și mărime după cea de la Săliște, cea de la Săliște condusă de protopopul Ioan Lupaș, viitorul profesor, istoric și academician. Acum, noi am ales să publicăm acest volum din trei motive, cât se poate de firești, de logice. Cum am spus, Sebeșul a avut cel mai mare număr de adeziuni în favoarea actului de la 1 decembrie 1918, Sebeșul a avut a doua delegație ca mărime și, în plus, Sebeșul a dat și un text în cinstea acelui eveniment. Este vorba de imnul Unirii, compus de Ioan Băilă, un text care a circulat în epocă în câteva mii de exemplare și care, conform surselor istoriografice, ar fi fost intonat, mă rog, primele două strofe, de corul plugarilor din Sebeș la 1 decembrie la Alba Iulia. În încheiere, aș vrea să mulțumesc și eu primăriei și Consiliului Local al Municipiului Sebeș, care au făcut posibilă apariția acestui volum. Vreau să le mulțumesc colegilor mei de la Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș, care mi-au furnizat fotografia de copertă, care înfățișează intrarea trupelor române în Sebeș. Vreau să le mulțumesc oficial colegilor mei care m-au ajutat la elaborarea și definitivarea manuscrisului. Îi reamintesc, părintele Maxim Morariu, Gabriela Margareta Nisipeanu și Claudia Bucur. Îi mulțumesc și domnului profesor Cârcoană, domnului profesor dr. Mihai Răzvan Neagu, pentru cuvintele frumoase și pentru efortul de a fi astăzi prezenți alături de noi. Nu în ultimul rând, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și să sperăm că veți fi alături de noi și de la viitoarele lansări. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, Mihai, pentru darul care l-ai făcut orașului Sebeș, pentru faptul că ajunge la fiecare dintre noi o sursă de informare bine documentată din contribuția sebeșilor.
ieșenilor la Marea Unire. Aș vrea doar să spun că ați amintit de memoriile unor intelectuali participanți la război sau la Marea Unire, dar cred că ar fi bine să ne gândim la cei mulți care au umplut tranșele și care au încercat și ei să scrie câte ceva, cel puțin gândindu-ne la scrisorile către familii care se mai găsesc în fondurile documentare și mai spune că în primul război mondial s-a creat un precedent al țăranului care a încercat să-și scrie, să-și schițeze, nu neapărat memoriile, poate că este un cuvânt prea pretențios, dar să scrie câte ceva din ceea ce trăiește și sau ceea ce a trăit și a simțit în perioada aceea când a fost în tranșee sau după o anumită confruntare militară în răniții din spitale sau cei care s-au întors acasă. Cred că dacă am mai căuta și poate că în colecțiile personale, în arhivele de familie, se mai găsesc și astfel de lucruri. Eu vă felicit pentru acest efort, pentru această inițiativă și vă mulțumim încă o dată. Sesiunea de autografe. Ai pixul? Uite aici, l-am pregătit. Mă rog. Mulțumesc.